Fetele mele, suntem în 25 luna a doua, adică februarie 2023 și aduți minte că tu trebuie să strălucești, tu trebuie să-ți faci lucrurile în dreptul tău, să fii femeie, să înveți, să strălucești, să știi că tot timpul poți și când nu mai poți, mai poți un pic, să le faci bine. Dimineața te trezești și îți faci patul și da, deschizi geamul să intre aer nou curat. Îți faci patul să oprești acea zi și să îi mulțumești la Dumnezeu. Să închizi acel ciclu al acelei zi. Când te trezești, îi mulțumești la Dumnezeu, faci curat. Totul trebuie să străucească în jurul tău. Știi de ce? Pentru că banii vin în disciplină. Banii vin concret și curați în locuri curate. Banii nu vin la oamenii dezorganizați Nedisciplinați. Fii disciplinată în viața ta și în felul acesta Dumnezeu va aduce oameni în viața ta concreți, plauzibili, loiali și cu proiecte de lângă durată. Iubește-te tu pe tine însăți că toți ceilalți din jurul tău, dacă bine te uiți, au treabă. Iubește-te, da? Uită-te la tine, să vezi că strălucești. Așa, da? Cum strălucește o Doamnă? vă pup unde vreți. Și pe cei ce nu pot să ajungă, îi pup pe portofel. Da, un bărbat trebuie să muncească, să aducă bani. În Biblie, bărbatul este capul familiei. Încercați, fetele mele, să nu căutați scuze celor ce nu lucrează. Nu da bani unui bărbat împrumut. Când un bărbat îți cere bani, să știi că ai foarte mare pericol în viața ta. Nu există să-i cauți scuze. Lasă-l să-și plătească chiria. Nu veni cu problemele a lui în viața ta crezând că tu te-ai născut să-i rezolvi. Nu! Cel ce nu poate să plătească un suc, o apă, nu ieși cu el. Că nu-i bun și nu-i valabil. Nici pentru măsa. Ca să știi că din momentul în care rezolvi problemele, o să zică că ești prea bună pentru el. Da, că așa trebuie. Hai, suntem în 2023 și femeia trebuie să strălucească, trebuie să știe că ea poate cu ea însă și nu te împovora în probleme. Ajută-te pe tine să găsești un bărbat care să te ajute să-ți rezolvi probleme, nu să-ți să le facă. Vă pup mult de tot.